Avem tabloul complet al sferturilor de finală ale Cupei României, sferturi de finală în care nu se regăsesc echipe importante din campionat, din Superliga. Dacă e să ne luăm, hai să zicem, play-off-ul sezonului trecut, nu avem nici campioana, nu avem nici Rapid, nu avem nici FCSB în sferturi, nu avem nici Șepși, care, vorba aia, e o specialistă a Cupei în ultima vreme. Nici Paru. Da, am zis de campioană, da. Dar, iată, două echipe din Cluj, două din Craiova și marea surpriză rămâne Corvinul, care se califică după o grupă câștigată cu 3 victorii din 3 partide. E senzațional ce face Florin Maxima acolo și face și în campionat, nu numai în cupă. Ascultăm pe Darius Solaru. Darius, ieșiți din cupă. Explică-ne cum a fost azi. Bună seara! După cum ați văzut, o partidă foarte proastă din partea noastră, din nou. Asta e, trebuie să ne ridicăm pentru că în 3 zile avem alt meci. De unde forma asta mai puțin convingătoare în ultima perioadă? Nu știu de unde. Pur și simplu nu ne mai facem jocul nostru. Nu știu, ne lipsește și încrederea. Nu știu, jocul nu merge și nu avem nici rezultate. Vă e teamă așa pentru viitor în momentele astea, apropo de lupta asta la titlu? Da, pentru că acum era un obiectiv de-al nostru, cupa. Din păcate n-am reușit să ne calificăm mai departe. Trebuie să continuăm în campionat și să ne strângem, să ne adunăm și să adunăm puncte acolo. A apărut totuși în startul partidei, fără voi, mare parte din titulari, o cupă sacrificată cumva. Da, din păcate în ultimii ani s-a întâmplat acest lucru. Nu vreau să judec asta. Am încercat să intrăm bine în repriza a doua, cei care am intrat de pe bancă. Din păcate n-am reușit să... Am avut câteva situații bune de a marca, dar n-am reușit să dăm un gol, ceea ce cred eu că ne dădea mai multă încredere și puteam să obținem mai mult. Ce v-au spus suporterii care au venit la final? Suporterii ne-au încurajat și ne-au spus că ne așteaptă un meci pe care și noi știm că va fi un meci foarte dificil în 3 zile și trebuie să-l tratăm diferit dacă vrem să scoatem ceva. Crezi că veți putea avea o altă atitudine în această partidă? Pentru că CFR-ul e o echipă ce pare că își revine și a mai recuperat din jucători și pare că este în creștere. În timp ce voi, iată, 2 meciuri, 4 goluri primite, niciunul marcat. Trebuie să avem altă atitudine. Dacă nu vom schimba ceva, cred eu că vom pierde partida. Nu vreau să mă gândesc la asta. Trebuie să ne strângem toți și să dăm tot ce avem mai bun. S-a simțit și azi o concentrare mult mai mare pe ce aveți de făcut în partida din weekend? În vestiar, așa? Nu știu. Eu am vrut doar să dau totul în această seară, cât am intrat 45 de minute și să-mi ajute echipa să obțină victorie. Atât am putut. Din păcate am ieșit din cupă. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. L-am ascultat pe Darius Solaru cu FCSB, care încheie această grupă cu... o linie de clasament, să zicem așa, o victorie, un egal și o înfrângere aceasta de la Craiova, 3-3 golaveraj. Și din perspectiva golaverajului, FCSB stătea binișor, pentru că avea 3-1 înainte de această partidă și un rezultat de egalitate aici ar fi ajutat-o să se califice. Dar a ieșit cum a ieșit și FCSB părăsește cupa. Îl ascultăm și pe Chițu de la FCU Craiova. Felicitări! Mergeți mai departe în cupa României de pe prima poziție. Cum a fost astăzi împotriva FCSB? Bună seara! Da, cum v-am obișnuit. De meciurile cu noi nu știi la ce să te aștepți. Astăzi am făcut din nou un meci bun, ca și cel cu Sepsi de acasă. Suferim puțin în deplasare, dar acasă cred că jucăm destul de bine. Sperăm pe viitor să o facem și în deplasare la fel de bine. Pasa de la primul gol venită de la un brazilian pentru un argentinian sau cum s-o numit? Da, nu știu, așa am simțit să-i las mingea lui Pepe. A fost un gol frumos. Când simți că va veni și Constanța asta pe care o așteaptă fanii? Asta ne dorim, ne-am propus în astea 4 meciuri să scoatem maximul. Primul meci l-am trecut cu bine, mai sunt 3 foarte, foarte importante și sperăm să scoatem maximul din ele. Cât de mare e satisfacția că ați reușit să ieșiți din grupe în Cupa României? Foarte mare. cei din conducere și din club și-au dorit foarte mult ca noi să trecem mai departe. Noi la fel, am reușit, suntem toți bucuroși. De cealaltă parte, primul 11 al FCSB-ului n-a fost cu nu cred că au... Toți jucătorii lor sunt de valoare, nu contează cine joacă. Și în partea a doua au schimbat, au intrat și ceilalți. Cred eu că a meritat victoria, am fost echipa mai bună seara asta. Pe acest boost de încredere, cum se vede următoarea partidă de Liga 1? Un meci poate cel mai important. Jucăm cu Botoșani, ei au foarte mare nevoie de puncte și noi la fel. Să sperăm că va fi bine pentru noi. Mulțumim tare mult! Da, victorie, într-adevăr, are dreptate Chițu. FCU Craiova a fost peste FCSB astăzi în mod destul de clar și lucrurile au fost lămurite încă din prima parte cu toate eforturile FCSB-ului din repriza a doua, dar o victorie importantă pentru, iată, echipa care este pe loc de baraj în acest moment în campionat. A jucat cu liderul și, mă rog, în orice formă a sa, tot liderul din Superliga rămâne și a reușit să îl învingă fără drept de apel. L-ascultam pe Ovidiu Popescu. Da, astăzi însă lucrurile n-au mers deloc bine. Cum ai caracterizat jocul? Rând, da, nu contează cine este capitan, contează că trebuie să acumulăm puncte, trebuia să fi mers mai departe. Ne pare rău pentru suporteri că nu ne-am calificat și nu avem ce să facem. Asta este. Totuși, un obiectiv ratat, dar a părut ratat voit, după cum a arătat primul 11. Nu, cum am spus-o mai devreme, nu contează primul 11 sau cum. S-au luat 2 goluri în 5 minute, dacă nu mă înșel. Chiar mai puțin. Erau mai vreo 4 minute până la pauză. Dacă intram cu egalitate la pauză, probabil că era alta repriza a doua. Nu te îngrijorează modul cum arătați în ultima perioadă? Da, este un semn de întrebare pentru noi, că trebuie să ne trezim, să mergem la Cluj, să facem un rezultat pozitiv. Luați goluri nu marcați. Rău. Da, și aceasta este o problemă, dar vedem. Trebuie să noi jucătorii trebuie să o scoatem la capăt până la urmă. Suporterii, cum au fost la final? Da, vehemenți? Suporterii sunt lângă noi totdeauna, și în deplasare și acasă. Le mulțumim pe această cale și ne pare rău că n-am putut să ne calificăm mai departe. Cum se vede totuși partida asta de la Cluj despre care vorbești? Pare partida la care se duc toate gândurile voastre. Da, este un meci. Un meci normal, cu CFR Cluj, care sunt pe locul 2 la egalitate cu Craiova. Sperăm să scoatem un meci pozitiv din acest meci. Totuși, ei vin cu încredere, voi cu ceva mai puțină încredere. Da, și ei au fost într-un moment prost, acum suntem și noi, ei la fel, acum vedem. Într-un meci se poate întâmpla orice, vedem. Cum crezi tu că puteți câștiga împotriva CFR-ului? Păi nu știm ce se poate întâmpla într-un meci, că dacă am ști, am face mai multe, nu știm. Vedem. Într-un meci se pot întâmpla multe, cum am spus-o mai devreme. Supărare mare în vestiar totuși? Da, este supărare, că nu ne-am calificat mai departe, este normal, nu? E, nu știu, an de an pare că, eu știu, cupa trece mereu în plan secund. La final se pierde și campionatul. Nu e frustrant? Nu cred că acesta este, nu știu cum să zic eu ție. Și acum 2 ani, dacă nu mă șel, sau acum 3 ani, am fost pe locul 12 și nimeni nu mai ne dădea nicio șansă și până la finalul campionatului cred eu că am făcut o figură frumoasă și ne-am zbătut și am fost acolo să luăm titlul. Așa a fost să nu fie, asta este. Nu, adică... Dar cupa nu cred că cineva din jucător sau cineva din club crede că o neglijăm sau ceva de genul. Cred că fiecare jucător își dorește să câștige trofee. Și mai ales Cupa României. De ce nu? Nu? Și mai ales că se mergea în Europa League, nu? Dacă luai Cupa României, nu? Da. Asta este, nu avem ce să facem. Îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc, la revedere. Da, am ascultat de la FCSB pe cei 2 capitani, întâi Ovidiu Popescu și apoi la intrarea lui Olaru a preluat banderola Olaru. Da, ce am aflat de la Ovidiu Popescu, asta este fotbalul, am încercat, nu s-a putut, asta este, vedem. Vedem inclusiv în partida cu CFR, care, zice Ovidiu Popescu, e un meci. Da, e un meci, da. Totuși este un meci între echipele care, sau mă rog, echipele cu cele mai mari șanse să se bată la titlu. E ceea ce încercăm să mai căutăm prin fotbalul românesc, un derby. Mă rog, nu neapărat în sensul inițial al cuvântului, dar în sensul luptei dintre două forțe în fotbalul românesc. Așa că nu prea e un meci normal, este un derby important. Mergem lui FCU Craiova, Giovanni Costantino, îl ascultăm acum. Historical win for our club. Este o victorie istorică pentru clubul nostru. Win against FCSB. And I'm happy for the players, I'm happy for the president that really care about this match. I'm happy for înainte de meci și pentru jucători și pentru președinte era foarte important o victorie cu FCSB. Players deserve it after a Cluj match. We understand that we have to give more and tonight we give. După meciul cu Cluj am înțeles că trebuie să jucătorii au înțeles că trebuie să dea mai mult și au dat mai mult și merită felicitări. Good road, but you have this game against Cluj. How you will Cluj? You have the last game in the champion that you had. Not so. But this can happen, you know, because from when I came, we played I don't know 6-7 matches. Yeah. Match with Cluj was the only one that we didn't play good. A fost singurul meci în care n-am jucat bine, cel cu Clujul. Or Utah, we played good, but. What can you say about the goal? Chiar dacă n-am obținut rezultatele dorite, am jucat bine și cu FCSB și cu Utah. Bauza and Chițu are two fantastic players. But I give a mention to everybody. Also was in the bench. Also didn't play because we are a team. We are a team. Noi suntem echipa, no? It's important to have a mentality to be a team. E important să avem această mentalitate de a fi împreună o echipă. Another very important game because you play against Botoșani. How do you see this game after this game that you won and va fi meciul cu confidence, let's say? Ca să citesc pe Maria Codilă, Botoșani. Botoșani, meci importante pentru noi. De ce? Hai că deja începe să înveți. Acest moment classification nu e bine. Acest important meci pentru noi. Vorbiți bine română deja. Cât aveți? Nu aveți foarte mult timp de asta. Surprindeți un pic. De ce? Pentru că m-ați învățat atât de repede. De ce italiană, romaneșă, mai similar. Da. Similar. Deci în curând o să vorbiți la interviuri română. Victorie. Victorie este importantă parola în lingua, în idioma romanesc. Thank you very much. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. Da, impresionant. Impresionantă încercarea lui Giovanni Costantino de a se descurca și în limba română și deja a învățat destul. Și de apreciat și deja într-un timp scurt s-a descurcat să exprime o idee sau câteva idei destul de bine. În momentul în care Marian Codilă părea surprins că este preocupat și că îi și reușește, el a spus de ce? Normal, că e italian, română. Mai că i-ar fi stat probabil pe limba lui Marian Codilă, trebuie să sunăm pe domnul Napoli, să vedem cum se mai descurcă. Da, foarte, foarte frumos din partea lui și pare un tip interesant acest antrenor adus de Adrian Mititelu la FCU Craiova. Hai să vedem ce spune și antrenorul FCSB, Elias Charalambous, după eliminarea din cupă. Hello, you considered again two goals. Din nou, două goluri primite fără gol marcat. Din nefericire, n-am reușit să ne calificăm. In the first half we conceded two goals, especially the second goal was very easy. În prima repriză am primit două goluri, al doilea l-am primit foarte ușor. In the second half în repriza am avut câteva ocazii. N-am jucat destul de bine. Cât de curând posibil trebuie să schimbăm situația din jocul nostru. This cup game. It's not time to speak now. It was last chance for some players. Nu e momentul să vorbim despre faptul că a fost ultima șansă pentru unii jucători sau nu. O să vedem în fereastra de transferuri cine va pleca, cine va rămâne. You saw that the cup was an objective for your team, and even though I saw the first 11 wasn't with the first. Nu avem un prim 11. Pentru mine nu contează cine începe meciul și care sunt numele. Toți sunt importanți pentru noi, toți jucătorii. Cupa este gata, trebuie să ne preocupăm de meciul de duminică cu CFR. Bineînțeles că mă preocupă când primesc 4 goluri și nu dau niciunul. E ceva care ne îngrijorează. Nu vreau să spun multe lucruri. Avem meci duminică, ne concentrăm. Cred că nu e cazul să vorbim prea mult. E momentul să arătăm pe teren. Cum îi veți motiva? Toate meciurile sunt importante. Toate meciurile înseamnă 3 puncte. Știu că se spune că CFR e un derby, dar până la urmă sunt 3 puncte. It's a game that we will go there and we have to win the game. Trebuie să câștigăm. How can FCSB improve in this final games that you have, because you saw that you are not so straight at the beginning, like in the beginning. We said it last week. We said it now. We know it. And we will try to do our best. Știm că nu mai suntem ca la începutul sezonului. For Craiova, for the win. Felicitări Craiovei pentru victorie. A fost și Elias Charalambous. Bun, Ionuț, hai să ne concentrăm pe una dintre partide. Hai să începem cu FCSB-ul și eliminarea sa din cupă. Dar eu aș aprecia în aceeași măsură, cel puțin, jocul lui FCU Craiova, pentru că a fost un joc bun și parcă nu s-a pus problema în niciun moment. Evident că există merite pentru FCU Craiova, o echipă mult mai omogenă, cu un timing mult mai bun, cu metode mai bune de a ataca, cu individualități mai bune, dacă ne uităm la Bauza și Chițu, să spunem. Dar individualități mai bune. Nu se spune că lotul FCSB e cel mai bun din România? Și inclusiv Elias Charalambous a spus că au suferit astăzi la individualități, la deciziile luate de jucători individual. Dar am văzut și comportament evitant, nu numai la Charalambous, ci și la Ovidiu Popescu și la Darius Solaru. Nu poți să spui decât, ok, vrei să iei presiunea de pe urmerii jucătorilor pentru următorul meci, care e cu CFR. Dar mie mi se pare că presiunea asta trebuie luată în piept, adică nu trebuie doar evitată. Doar că e un meci oarecare. Nu e un meci oarecare. Indiferent cât ai vrea să te crezi sus acolo și cu numărul de puncte mai mare decât CFR, tot e un meci important. Și asta mi se pare că dacă le eviți, sau dacă eviți să vorbești despre asta în momentul ăsta, mi se pare un comportament evitant. Cum de altfel mi se pare în continuare un vid de autoritate în momentul în care Ovidiu Popescu spune că nu contează cine e capitan. Cum nu contează? Da, asta am remarcat și eu. În momentul în care există situații de genul ăsta, când ești condus, pe atunci se vede capitanul. Sau, mă rog, comportamentul lui. Că trebuie să existe. Ce mi-a plăcut astăzi, eu am rămas de la meciul ăsta la FCSB doar cu dinamica lui Băluță. Și în rest, nu știu dacă pot remarca prea multe. Mie mi-a plăcut. Da, dar a fost chiar spectaculos. Chiar spectaculos, dar prin modul de comportament al echipei, pentru că joacă foarte avansat cu linia de apărare, se vede mult mai des. Și atunci duelul ăsta individual, el fiind un jucător de forță și rapid, iese mai mult în evidență. Dar nu pot să spun că a făcut ceva extraordinar. Și-a făcut treaba. Asta putem spune, față de alte meciuri când nu prea și-a făcut-o. Dar despre FCSB cam asta aș putea să spun și nu prea e de bine. Ai sesizat diferența dintre o echipă de la baraj și una de pe primul loc? Nu, și diferența asta s-a făcut la timing, pentru că cei de la Craiova au avut un timing mult mai bun, omogenitatea a fost mult mai bună, în timp ce jucătorii care au jucat mai puțin la FCSB păreau că nu prea se cunosc. Individual, pe momente, au încercat să scoată ceva sau să facă ceva în plus față de ce li se cerea, dar nu mi s-a părut că au fost ca o echipă și mai degrabă ca imuni la stimulii care au fost în meciul ăsta. Păreau că nu contează ce se întâmplă, dacă primesc gol, dacă dau gol. Deși la declarație spun că era un obiectiv pentru club, Cupa, și că au încercat să dea tot ce au putut. Da, eu sunt convins că e declarativ, chiar asta au și vrut să facă, dar în momentul în care există presiune și tensiune în meci, te descoperi așa cum ești tu de fapt. Și dacă, iartă-mă, dacă ți-asumi cupa, dacă obiectiv, tu pleci cu o formație de rezervă și tu, antrenor, vii și spui, nu contează cine joacă? Pe cum să nu conteze? Dar contează al naibii. Noi nu avem un primul 11. Confirm ce am spus mai devreme, Radu, că asta e... Cum să n-ai un primul 11? Păi nu l-ai, că se mai schimbă de la o înfrângere la alta. Mai e o chestiune, Vali, că mai sunt doar 3 meciuri în sezonul ăsta calendaristic, anul ăsta calendaristic. Nu mi se pare că era un meci în care trebuia să menajezi pe cineva. Indiferent dacă... Au menajat în contextul cu CFR, da. Dar e doar un meci. Bun, menajarea înseamnă să intre Djokovic, cum am spus, să intre Ganea, să intre Rotariu, să intre 9 jucători. Rapidul cu CSA Steaua, da. Și a bătut după aceea pe FCSB. A bătut, da. Dar nu s-a calificat acum mai departe în cupă. Da. Daniel, ce? Mie nu mi s-a părut așa FCSB. Adică, până la urmă, echipa aliniată, chiar și primul 11. E adevărat, sunt poate 3 jucători, spun așa repede, 3 jucători care au foarte puține minute în acest sezon. Sau mai puține minute. Da, de exemplu, Crețu nu este prima opțiune, Vlad nu e prima opțiune. Ok, nu e prima opțiune, dar Haruț nu e prima opțiune. Corect. Da, uite, Haruț are puține minute. Ganea nu e prima opțiune și deja din primii 5 ți-am zis 4. Totuși, știi că echilibrezi un pic cu locul în clasament al Craiovei. Adică echipa la baraj, tu ești pe primul loc, teoretic ar trebui să te descurci și cu rezerve. Lotul ăsta de 24 nu faci 11 titular și restul ce apucăm. Adică eu cred că fiecare jucător luat în parte are o anumită valoare la FCSB. Da. Și în contextul ăsta tu ai creat un lot cu care să te duci să joci, să câștigi campionatul, să joci în cupele europene, să câștigi Cupa României și așa mai departe. Adică e clar că nu ne-am trezit astăzi... În decembrie, știi, auleu, stai că avem un meci în cupă. Clar, ai creat un lot care, da, ok, la meciul de cupă joacă. Aduceți-vă aminte, Petrescu cum făcea? Împărțea, Dan Petrescu avea... Da, Daniel, dar aici s-au schimbat foarte mulți jucători, iar potențialul scade mult mai mult decât al uneia care joacă constant. Deci ritmul de joc... Eu nu văd o scuză, știi, cu atunci gândește altfel... Da, adică nu văd... De asta spun că și, până la urmă, FCU Craiova, cum ai spus, e pe loc și de asta e realitatea. Dar n-aș vedea o compensare. CFR-ului recunoșteau 100% autoritatea antrenorului. Jucătorii FCSB-ului nu recunosc autoritatea antrenorului, știm de ce. Da? Aia e cu tot o altă situație. Da. Radu, ce-ar fi de zis despre meciul de la Craiova? Craiova nu-și merită, adică merită mult mai mult decât locul de baraj pe care este. E o echipă inconstantă, e adevărat. E o echipă care îți face nefăcute. Nu știi la ce să te aștepți de la noi. Da, a zis foarte bine Chițu. Chiar nu știi la ce să te aștepți, dar e o echipă estetică, o echipă neplicticoasă, care deja ajunge să fie o virtute, faptul ăsta, în campionatul nostru. Și o echipă care te poate încurca, te poate înfrânge, poate să-ți arate fotbal, da? Sunt câțiva jucători foarte buni acolo, foarte interesanți. A fost deja o discuție în jurul lui Chițu, de ce n-a fost selecționat la națională. Dar e o echipă care excelează prin imprevizibil și care de data asta a avut ocazii până la pauză. După pauză s-a mai reglat un pic din punctul de vedere al FCSB-ului. Miculescu a tras de el și a avut și o ocazie la un moment dat. Cred că și FC-ul și-a reglat singura. Au jucat la conservarea rezultatului, au făcut un fotbal ăsta de neutralizare a adversarului, de astuparea orificilor. Victoria e limpede, din punctul meu de vedere, și cred că FCSB, dacă ar fi vrut cu orice preț să se califice, ar fi intrat cu altul în specie. Eu continui să cred că există niște jucători, nu bătuți în cuie, că bătut în cuie nu e nimeni, dar niște jucători care trebuie folosiți în momentul în care tu însoțești declararea obiectivului cu îndeplinirea lui sau vrei să o faci. Dar, repet, Craiova foarte bună, strălucitoare uneori până la pauză, prudentă după pauză și rezultatul este absolut logic față de ce s-a întâmplat pe teren. Dincolo a fost o serie mai ciudată și mai greu de interpretat, pentru că s-au succedat evenimente stranii, greșeli, autogol sau goluri eliminare. Dar despre dincolo vorbim mai târziu. Dincolo, da. Acum îl ascultăm și pe Bauza, cel care a reușit să deschidă scorul la Craiova. Cum a fost azi? Felicitări! Cum a fost astăzi? Ai reușit să înscrii cât de mult îți doreai să înscrii acasă? Pepe, ¿cómo te pareció el partido? Conseguiste de meter un gol en nuestra casa y no sé, ¿cómo te pareció el partido? Buenas noches. Bueno, sabíamos que era un partido difícil porque jugamos contra un gran equipo, con grandísimos jugadores, pero desde el primer minuto sabíamos que necesitábamos ganar, trabajamos muchísimo para eso y bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos y creo que lo merecemos. A spus că știam de la bun început că avem nevoie de victorie, eram conștienți de valoarea echipei contra care am jucat și de valoarea jucătorilor pe care îi are această echipă. În același timp am jucat pentru victorie din primul minut și din fericire am obținut victorie. Salvează un pic această calificare mai departe sezonul de până acum oscilant spre prost, să spunem așa? ¿Și-a entendido? Creo que sí, pero... Sí. No, te preguntas si vos pensás que mejora la situación, la clasificación esta, si mejora la temporada que hicimos hasta en este momento. Bueno, son dos competencias distintas, pero lo bueno es que esta victoria y esta clasificación nos da confianza para seguir. Pero bueno, a partir de mañana ya tenemos que pensar en el próximo partido, en el campeonato y bueno, trabajar para poder también conseguir los 3 puntos en el campeonato, que es lo que realmente necesitamos. A spus că deși sunt două competiții diferite, o victorie în cupă poate să-ți dea încrederea necesară pentru un următor meci din campionat și o să muncim în continuare ca să obținem cele 3 puncte și în Superliga. Bueno, independientemente de contra quién juguemos, nosotros tenemos que pensar en nosotros, nuestro juego, lo que podemos hacer. Y a pesar de que jugamos contra un equipo que bueno, está más o menos en una situación similar a la nuestra, nosotros tenemos que salir a ganar, como sea. Personalmente me gusta jugar bien, que el equipo tenga la pelota, atacar, pero bueno, es un momento de ganar, no importa cómo, yo creo que tenemos las armas, tenemos grandes jugadores, un gran entrenador también, y bueno, confío en que podemos volver a ganar. Este încrezător în colegii lui, în antrenor. Spune că indiferent de forma echipei pe care o întâlnim, trebuie să ne menținem ideile, să îi place când echipa noastră are mingea și încearcă să producă, să joace fotbal.